mai caracteriza evoluția tale din acest an? Aș fi vrut să fac mai mult, însă au intervenit niște mici accidentări la genunchi, însă sper ca la anul să pot să mă ridic la, nu știu, la așteptările la care aș fi vrut eu ca să le am acum. Anul acesta ai obținut locul 5 la mondiale. Crezi că se putea mai bine sau putem considera că a fost un rezultat foarte bun? Am jucat cu Hong Kongul, o echipă foarte puternică, dar zic eu, de la emoții, de la presiune, n-am reușit ca să luăm medalie. Însă e un loc 5 foarte bun pentru noi. Cum ai ajuns să practici tenisul de masă? Aveam 5 ani jumate când fratele meu era la școală și l-au selectat pe el. Eu țin minte că eram dat cu mama și ne-am dus ca să-l luăm practic. Și cum eram mică și mai nebunată, am luat paleta și am început ca să fac singură. Deci fără să mai arate nimeni cum să joc, cum să țin mâna. Iar antrenorul i-a spus mamei mai întâi să fac sport, că el mă va lua zilnic de acasă, mă va duce acasă, o să fiu un mare talent și că să mă țin de sport. E un sport costisitor, tenisul de masă? Da, este. De exemplu, o paletă fără fețe de joc, 200 de euro, poate să coste și mai mult, depinde, iar o față de joc, doar una, este în jur la 60 de euro, dacă nu 55 de euro, numai una. Și la ce interval schimbi fețele? Dacă sunt numai acasă și de când mă antrenez, le schimb la 11 zile, 12 de zile, depinde cum sar. Dacă sunt la turnee, le schimb și la 5 zile. Și o minge bună de joc? Cât costă? O minge bună, cea oficială de la turnee, în jur la 3 euro. E un avantaj pentru tine faptul că ești stângace? Eu zic că în orice sport, dacă ești stângace, e un avantaj pentru că mereu ai un as în mânecă. Nu sunt nici foarte mulți de-a stângaci și când joci, da, cu unul, zici, Doamne, de ce joc chiar cu stângaci? Cum zic eu, pentru că mi-e urât să joc, dar asta e, trebuie să joci. Cât de importantă e pregătirea fizică în acest sport? Foarte mult, foarte mult, pentru că de când s-a schimbat mingea, nu mai este cu celuloid și acum nu mai se merge pe efecte, trebuie să faci multă rezistență și să faci foarte mult picioare și forță. Mai mult contează acum să faci fizic decât antrenamentul specific. Știu că faci și yoga. Cum influențează evoluția ta acest lucru? Gândesc mai bine la ceea ce am de făcut la meci. Cum privește o jucătoare ca tine invazia jucătorilor asiatice în naționalele europene? Te deranjează acest lucru? Poate că mă deranja mai de mult. Când eram mică și spuneam, iar joc cu ea, iar joc cu ea. Adică, dar acum căpătăm și mai multă experiență și începem ca să le și batem. Deja e un lucru normal, să zic așa, să o bați pe Ligie din Olanda sau să o bați pe Hanning din Germania. Deja te obișnuiești. Anul acesta știu că ai jucat și în India, într-o competiție inedită, alături de Bernadette Soci. Cu ce impresii te-ai întors de acolo? M-am ajuns la spital. Aole, de ce? Da, din cauza mâncării. Dar e sărăcie, sunt copii care nu au ce mânca, umblă de sculți. Chiar m-a... Da. Și tu ce ai mâncat acolo? După ce am ajuns la spital, am mâncat mai orez alb cu carne fiartă timp de 11 zile. Pentru că mâncând mâncarea lor, eu sunt și gurmandă, mi s-a făcut rău și am anunțat ca să mai mănânc mâncarea lor ca să pot să duc la sfârșit meciurile mele. De ce opta să evoluezi și în Japonia, în campionatul de acolo? Mare lucru să-ți spună, știi, Samara, vrei să joci în Asia? Automat zici, da, vreau, pentru că este Asia, poți să înveți mai multe de la ei. Și chiar nu regret, deși îmi este mai dificil să mă împart cu meciurile. Fiind acolo, pot să fur oarecum noi metode și să pot să le aplic și eu acasă. Care este cea mai lungă vacanță pe care ai avut-o de când te-ai apucat de tenis și până acum? 2014 a fost prima mea vacanță lungă de 9 zile.
Care sunt pasiunile tale? Ai timp să faci și altceva în afară de sport? De regulă îmi place să merg la film, să mă plimb în aer liber. Nu vreau să stau în mașină, vreau să mă plimb, să fac fitness și să călătoresc, îmi place foarte mult. Ce planuri ai pentru 2019? În primul rând este anul preolimpic, sunt turnee foarte multe. Vreau să fiu apt în primul rând, mă calific la Tokyo, dar mai e drum lung până la Tokyo. Ai pomenit de Tokyo. E realist să ne gândim la o medalie din partea ta la Tokyo? Șansele mari sunt la echipe, vă dați seama, însă depinde și de, și de ziua aceea cum te simți, depinde și de tablou. Când ai o zi bună, aia e.